Iată, ne-am reîntors în transmisie directă pentru meciul 2 de pe terenul principal. Meciul dintre Sportul pentru Viitor 1 și Flux Arena 1 Craiova. Un meci din grupa A. Un meci 100% românesc, ca să zic așa, în care se vor înfrunta cele două echipe compuse din Vasile Rafael și Vasile Cristian de la Sportul pentru Viitor 1 și Bogdan Răducan și Surugu Olivian de la Flux Arena 1 Craiova. Iată, avem ocazia să vedem și cea de-a doua echipă de la Craiova. Sunt curios să vedem dacă scorul va fi la fel de categoric ca în primul meci. De data aceasta, valoarea celor două echipe este apropiată. Meciul va fi mai disputat față de primul meci. Poza oficială. Meciul debutează. Cei de la Sportul pentru Viitor sunt cu echipament galben și albastru, iar cei de la Flux Arena 1 Craiova în echipament albastru cu șor negru. Primul game se apropie de concluzionare. Serviciu de la Sportul. Și iată și primul game adjudecat. O echipă compusă din tată și fiu, a celor de la Sportul pentru Viitor 1. Thank you.
Așa cum vă spuneam, cei de la Spotul pentru viitor 1, o echipă formată din tată și fiu, Vasile Rafael și Vasile Cristian. Vasile Rafael este tatăl. Acesta este un împătimit al sportului cu piciorul, practicând fotbalul de 20 de ani, iar fotbal-tenis de 25 de ani. Acesta a început patbolul în urmă cu 4 ani, odată cu lansarea sportului în România. Iar Rafael a participat la campionatul mondial din 2016 din Uruguay, una dintre primele participări internaționale ale echipelor din România. Un campionat la care aceștia s-au clasat pe locul 4, iar echipa feminină de patbol, pentru că patbolul este un sport care se pretează tuturor genurilor și pentru orice vârstă, ca să zic așa, echipa feminină a câștigat premiul cel mare în 2016. Rafael a reușit să obțină în 2017 medalia de bronz la campionatul european de padbol, deci ne așteptăm ca aceștia să aibă o prestanță bună în cadrul evenimentului nostru și să reușească să promoveze cel puțin în fața sferturilor, de ce nu, poate chiar să și câștige campionatul. 3-0 la game-ul pentru ei. Cristian își urmează tatăl. Acesta practicând fotbalul timp de 13 ani, din care 10 la clubul Dinamo. De aici acesta are, observăm că are o tehnică destul de bună. Lovește mingea cu precizie și acest lucru creează dificultăți adversarilor lor. Să încing spiritele. O rivalitate clasică între București și Craiova, aș putea spune. Servesc cei de la Flux Arena. Mică neînțelegere între coechipieri, care duce la un punct câștigat de către cei de la Spotul pentru viitor. Puc pentru cei de la Flux Arena. Egalitate. Avantaj pentru cei de la Flux Arena 1. Poate primul game, să vedem. Egalitate din nou. După ce Rafael a țintit adversarii, același procedeu îi aduce pe cei de la Sportul pentru viitor în avantaj.
egalitate. Un atac care concluzionează game-ul, 5-0 la game-uri pentru cei de la Sportul pentru Viitor. Flux Arena este una dintre cele mai recente și moderne baze sportive din Craiova. Aceasta a fost înființată în 2017 și este destinată cu precădere angajaților de la Electroflux. Un loc ideal unde aceștia se pot relaxa și în același timp pot face mișcare. Iată ce lovitură incredibilă din afara terenului, care aduce punctul pentru cei de la Sportul Viitor. O lovitură din afara terenului care punctează. Arbitrii discută acest moment. O mică pauză de hidratare. O lovitură incredibil al lui Cristi, care înscrie cu o lovitură din afara padelului, din afara terenului de joc. ...40-15 pentru Sportul pentru Viitor. Mingea a ieșit iarăși în afara terenului. Egalitate între cele două echipe. Cea de-a doua servă a celor de la Sportul pentru Viitor. Punct pentru cei de la Flux Arena. Egalitate din nou. Cei de la Sportul pentru Viitor nu vor să cedeze niciun game în acest set. Avantaj pentru cei de la Flux Arena.
și primul game a judecat de cei de la Flux Arena 1 Craiova. Echipă compusă din Bogdan Răducan și Surgo Olivian. Cei doi au o participare la turneul de padbol din Franța din iunie 2019, anul acesta. Acesta fiind primul turneu din cadrul celor patru turnee ale European Padbol Tour. Vă reamintesc că ne aflăm în cea de-a doua etapă a acestuia, etapa care se desfășoară în România, astăzi și mâine, în complexul Iamanoliu din București. Celelalte două etape se vor desfășura în Portugalia în octombrie și în Belgia în decembrie. Aceste turnee au de obicei o participare compusă de între 12 și 16 echipe. Turneul din România fiind un turneu cu o participare foarte bună. De obicei, în cadrul... mă întrerup pentru că avem un final de set câștigat de cei de la Sportul pentru Viitor cu 6-1. Jucătorii iau o scurtă pauză de hidratare. Să încercăm să recapitulăm o parte dintre cele mai importante faze din primul set. Debutanți așadar la European Padbol Tour în 2019, cei de la Flux Arena 1 încearcă să facă față celor de la Sportul pentru Viitor. Momentan au reușit să câștige un singur game. Să sperăm că în setul 2 să încerce să recupereze mai multe game-uri și de ce nu, poate chiar să câștige setul. Așa cum stau lucrurile în prezent, acest lucru pare destul de greu. Experiența internațională a celor de la Sportul pentru Viitor este clar una mult mai mare. Este clar că Rafael și Cristian sunt jucători cu o experiență mult mai mare în padbol și, de ce nu, chiar în fotbal, tenis și în fotbal. Revenim în direct pentru debutul setului 2. Ceea ce pare să lipsească celor de la Flux Arena este o mai bună coeziune între cei doi coechipieri. Aceștia parcă nu se găsesc pe teren, nu se înțeleg, nu pasează foarte bine și acest lucru se vede. Tehnica îi trădează aparent. Bogdan Răducan acum a avut o mică problemă la preluarea acestei
serve. Romanian Open 2019 este, așa cum v-am mai spus, partea turneului european de padbol. Acesta este organizat de către Asociația Română de Padbol în parteneriat cu Complexul Iaman Oliu și se bucură de sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, acesta fiind unul dintre susținătorii padbol în România, având, iată, o bază sportivă nou deschisă aici în cadrul complexului Iaman Oliu, inaugurată cu ocazia acestui turneu. O bază care are în dotare 3 terenuri de padbol, complet echipate, cu nocturnă, sonorizare, tabelă de marcaj, precum și vestiare, atât pentru bărbați și femei, cu dușuri și tot ceea ce au nevoie sportivii pentru a practica acest sport în condiții optime. Sportul pentru viitor continuă parcursul bun din primul set. Nu vor să cedeze momentul, nu vor să-i lase pe cei de la Flux Arena să recupereze din handicap. Să vorbesc un pic despre sistemul de clasificare pentru European Padbol Tour. Acesta este un turneu în care fiecare jucător care participă poate acumula puncte. Un sistem asemănător celui din tenis, în care fiecare jucător, câștigând puncte, avansează în clasament. Iar numărul de puncte pe care acesta îl poate câștiga este pe baza rezultatului din cadrul turneului în care participă. Ambele echipe acumulează puncte chiar și atunci când meciul este pierdut. Acestea pentru fiecare game câștigat, echipa primește un punct, iar pentru câștigarea meciului se câștigă 10 puncte în ratingul European Padbol Tour.
pentru fiecare meci câștigat, echipa primește în momentul în care meciul se termină 100 de puncte, acestea fiind distribuite celor doi jucători. Iată că în setul 2, cei de la Flux Arena țin momentan destul de strâns față de cei de la Sportul pentru Viitor, 2-1. Cu acest game fiind unul încă destul de mult dezbătut. Avantaj pentru cei de la Sportul pentru Viitor. Ne aflăm în game-ul 5 al celui de-al doilea set, iar Bogdan Răducan pare că nu se regăsește în această partidă, nu reușește să paseze sau să salveze punctele atacate de către cei de la Sportul pentru Viitor. O defensivă foarte bună a celor de la Sportul pentru Viitor. Le aduce un nou punct. Arbitrii au ultimul cuvânt de spus și iată, punctul este adjudecat de către cei de la Sportul pentru Viitor, câștigând acest game, 4-1 la game-uri. Nets, să repetăm. Cei de la Flux Arena parcă ușor își intră în mână, însă de fiecare dată experiența mai mare a celor de la Sportul pentru Viitor spune cuvântul, iar punctul în final ajunge către aceștia. Cei de Arena Flux, iată că reușesc să câștige un game. Să vedem dacă reușesc să facă și un break.
Cristi la servă în acest game. Foarte aproape de break cei de la Arena Flux. Și iată că își obțin 4-3, setul 2. Un break muncit, așa cum spuneam, cei de la Flux Arena par ușor, ușor că își revin. Avem un al doilea set mai disputat decât primul și clar există semne de întrebare cu privire la câștigătorul acestei partide, spre deosebire de primul meci pe care l-am putut viziona, în care cei de la Padbol Rubioan i-au spulberat pe cei de la Flux Arena 2, echipa a doua a Craiovei. Foarte bună recuperarea, dar out, punct pentru cei de la Sportul pentru Viitor 1. Să vedem dacă reușesc să-și câștige serviciul. Cei de la Flux Arena ar avea șansa să revină în acest meci. Iată un atac foarte bun. Cristi atacă și el și punctează. Foarte bun. Parcă un procedeu învățat de la spanioli. Poate și rezultat al experienței internaționale. Egalitate în game. Din blocaj, mingea a ieșit în afara terenului. Punctul merge către cei de la Sportul pentru Viitor, care, iată, sunt foarte aproape de break și îl realizează. Game-ul nou, poate și ultimul la acestei partide. Să vedem dacă cei de la Sportul pentru Viitor vor reuși să fructifice serviciul. Olivian Surugu, iată că reușește să puncteze pentru cei de la Arena Flux. A doua oară chiar. În acest game. Există posibilitatea unui re-break, dar iată ce atac al lui Rafael, care nu dă nicio șansă celor de la Flux Arena. Bun, bun, iată că și Olivian știe astfel de procede. Out. Și punct. Game pentru cei de la Flux Arena 1. Se schimbă terenurile. Din ce în ce mai disputat acest set 2. Fie cei de la Sportul pentru Viitor au lăsat garda jos după primul set, fie cei de la Arena Flux și-au revenit. Și iată că reușesc să puncteze. Să vedem dacă reușesc să-și valorifice serviciul sau dacă cei de la Sportul pentru Viitor vor reuși să facă break-ul și să câștige această partidă. Out, out, da, 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 da. Ce este important pentru cei de la Flux Arena în momentul de față este să nu-și pierdă cumpătul, să își joace șansa cu calm,
și să încerce să-și fructifice serviciul. Patruzeci și cincisprezece, foarte aproape de fructificarea serviciului. Patruzeci, treizeci. În caz de egalitate, meciurile de padbol se joacă la fel ca cele de tenis, cu tie-break, punctajul fiind asemănător. Iată, cei de la Sportul pentru Viitor 1 își revin în forma pe care ne-au arătat în primul set și reușesc să se opună cei doi jucători de la Flux Arena 1 au un schimb de replici datorată unei prestații mai slabe. Din ultimul punct, egalitate. În continuare, cele două echipe luptă acerb pentru acest game. Avantaj, minge de game, de set, minge de meci pentru cei de la Sportul pentru Viitor. Să vedem dacă fructifică această șansă. O minge lobată și punctul, meciul și setul și meciul sunt asigurate pentru cei de la Sportul pentru Viitor 1. Fair play-ul trebuie să primeze și în padbol. Jucătorii trebuie să se liniștească. Este un turneu internațional, un turneu european, însă trebuie să ne amintim de fair play. Cele două echipe au avut un meci bun, au făcut un meci bun. Cei de la Sportul pentru Viitor, clar, cu un avantaj din punct de vedere al experienței. Cei de la Flux Arena 1, o echipă în creștere, cu o creștere de performanță, însă din păcate pentru ei deznodământul a fost cel pe care îl prevedeam la început, în momentul în care am citit istoria celor două echipe. O să urmărim în continuare un scurt material cu cele mai interesante faze din acest meci, după care o să luăm o scurtă pauză.